O bucurie imensă, bineînțeles, să trăiești un bilet care începe la ora 2, la ora 14 ziua și să se ducă până la ora 12 noaptea, să trăiești intens aceste 10 ore, este o bucurie imensă. Normal că nu realizezi atunci, prin moment, ce se întâmplă. Nu te gândești la suma care ai câștigat-o, nu te gândești la ce ai să faci cu bani. Ați jucat mai multe bilete cu acest eveniment? Cu aceste evenimente sau biletul câștigător a fost singur bilet plasat? Nu, eu joc în special foarte moderat. A fost un singur bilet, în fiecare zi eu joc de aproape 40 de ani. Dacă e un moment, o să luați câștigul maxim de 500.000 de lei? Normal, bilet. Deci eu joc numai biletic cu câștiguri maxim. Deci vă plasați biletele și ce campionate preferate aveți? Deci în fiecare campionatele cele mai puternice, aleg meciurile din cele mai puternice, cum ar fi Franța, Spania, Italia, Anglia, Germania. Nu să faceți cu bani. Plecați într-o vacanță, vă cumpărați ceva care să vă aduc aminte de acest câștig? Nu am nicio strategie cu banii care se fac sau să mă lăfăiesc. Problema este că sunt câștigați și o să trebuiască să mă bucur eu și familia mea. Ați mai câștigat până acum o sumă importantă? Dacă da, ne puteți spune ce sumă? Da, câștig frecvent. Nu pot să spun sume mari, dar câștig frecvent. Ultima sumă a fost acum 3 ani de zile, de aproape 36.000 de lei, tot la Stanley Mertin și tot la această agenție. Chiar de Crăciun a fost acea sumă.